Salutare, prieteni! Am aici în fața mea două Game Boy-uri, un original nemodificat, pe care tocmai l-am aprins. Ăsta nu are nicio casetă înăuntru și să duc aici în față, nu se vede nimic. Și în partea cealaltă am un Game Boy pe jumătate asamblat cu iluminare din spate, să focalizez mai bine. Jucăria asta de aici are un panou LED montat în spatele ecranului. Și vreau să vă spun că se vede foarte, foarte tare. Stai, nu se păzvește deloc, se vede foarte tare. Se vede bine noaptea. Asta la altă oară nevoie de lumină. Se vede bine. În sfârșit mă pot juca cu Game Boy-ul noaptea. Doar că șmecheria în felul următor. Contrastul e ok. Doar că aș vrea mai mult. Motiv pentru care filmez acum cum se vede jocul cu, să zicem, setarea originală pe pixeli. Mă pregătesc să instalez un Byvert chip pe ecranul ăsta ca să îi îmbunătățesc contrastul. Zice-se că Byvert chip-ul îmbunătățește contrastul, schimbă pixelii între ei, în ideea în care pixelii care au fost stinși vor fi aprinși și cei care au fost aprinși vor fi stinși. Nu mă prea pricep, eu să o explic foarte bine. Cert este că m-am documentat puțin și se vede mai bine un pic. Dar până n-o fac, nu o să pot să zic 100% cât de bine se vede. Și așa arată chipul de aproape. Aoleu, ce naiba scrie aici pe Byvert chipul ăsta? Văd exact pinii 6 și 7. Dacă am numărat bine, trebuie să-i ridic din pozițiile lor și să-i lipesc unde trebuie. Am reușit să-l ridic un pic. Ah. Bun. Cred că mă las pe gubaș cu filmatul, că este prea... Ba, uite că merge. Ta-da! Am reușit să desfac un pin. Acum pe al doilea. Să ne chinuim. Practic, asta este operațiunea cea mai, să zic, complexă din toată operațiunea asta de modificare cu Byvert chip și asta la to. Yay! N-am reușit să intru aici de desubt. Mai ești lipit aici? Nu. Gata. Sunt complet dezlipiți pinii. Să-i admirăm mai îndeaproape. Să focalizez. Așa arată. Sunt desfăcuți. Acum să venim frumos cu chestia asta aici. Bun, am nevoie de pauză. Poftim.
Încurcă ăsta aici, care țâmburuș, ar trebui să-l tai. Și am ajuns în punctul fără întoarcere. Să dau un pic de zoom. Am ridicat piciorușul de metal ca să stea mai bine PCB-ul cu biverchip-ul. Am pus puțin costor proaspăt pe pinul ăsta și pe pinul ăsta. Asta deoarece o să trebuiască să le umplu cu cositor. Și așa este. Așa o să arate produsul final. Și acum, momentul adevărului. Cum să mă pun eu aici să filmez asta. Dar în același timp să și văd. Păi o să stă bine așa. O să încep să lipesc asta aici. Cozitorul. Ok, așteptăm la mizeria asta. Acum a prins. Vai, ce urât am lipit. Nu mă așteptam să meargă atât de greu. Adevărul că am și un dita mai vârf la ciocanul de lipit. Să-l curăț eu un pic. Bun, acum o să vreau să fac o lucrare mai atentă și n-am să filmez. Dar, practic, o să plec pinii și o să-i lipesc. Să folosesc că aveam pe aici o chestie. Să-i apăs și să-i lipesc. Dar nu am să filmez pentru că nu voi să mă concentrez și nici nu mai am lumină. S-a întunecat afară și becul ăsta e oribil. Pauza. Bun. Ok, ăsta e lipit. Tot e gata. Pun în baterie. Și să vin cu ecranul. Și acum ar trebui să avem o surpriză. Ideea în care, dacă am făcut bivertul și totul e în regulă, să mă ridic un pic să văd ce prostie am făcut aici. Să bag lamelele. Da. Lamelele sunt băgate. Ce vreau să zic, dacă au ieșit bine bivertul, lipiturile și tot, ar n-ar trebui să mai vedem nimic. Și asta pentru că... Ba da, mint. Ar trebui să vedem totul opus. Și... It works. Opa. Deci s-a oprit. De ce s-a oprit? M-a auzit un pâc. Nu, deci că am făcut un scurt aici. Of. Of, of, of. Scot asta, să-l pun din nou. Sper eu că nu am făcut contact bine. Și se dau drumul. O sărit bateria de la locul ei. Bun. E bateria. Bateriile nu stau la locul lor. Și așa arată cu chipul montat. Respectiv, ce a fost aprins, acum e stins. Și ce a fost stins, acum e aprins. Practic e... Am putea zice culorile inversate, dar fiindcă e alb-negru. Că arată un pic ciudat așa. N-aș putea să zic neapărat că s-ar vedea mai bine, nu-mi dau seama, dar trebuie să schimbăm filtrul.
schimbă culoarea. Mi-ai făcut-o la ceasuri. Super fain. Acum ar trebui să... trebuie să recunosc că au avut dreptate. Se vede mult, mult mai bine. Se vede bine, bine chiar. Ok. Am să opresc. Scot filtrul. Și filtrul ăsta are o folie de protecție. Și acum o să mă chinui eu așa. Să dau jos. Dar o să fac fără să filmez. Filtrul are și pe partea și pe cealaltă o folie din asta de protecție. Căutați acum să nu vă lăsați amprentele pe el. Sper să nu îmi fi dat oamenii ăștia. Hey. Ups. Fuck! Ok. Exact ce mi-era frică. Aia s-a întâmplat. Sol. Filtrul ăsta are stradă lipici. Oh, și acum nu știu cum trebuie să fac. Bun. De fapt știu cum. Trebuie să dezasamblez totul și să lipesc filtrul pe asta, pe panou. Of, dacă știam, nu-l mai dezlipeam. Da, l-am cam futu. Of, ce ciudă mie și doar vroiam să testez pe rămășițe să văd cum se prezintă filtrul ăsta polarizant. Of, ce ciudă mie, mai ales că după ce am dezlipit prima folie vroiam să-l las așa, să-l bag frumos. Da, la cum se prezintă și la ce mizerie am făcut aici, probabil că o să trească să-mi fac rost de un alt panou LCD sau alt filtru. Să văd. Momentan o să las așa ca să mă pot juca cu consola. Da, asta se întâmplă când nu îți asculți propriul sfat, și anume să testezi, să testezi, să testezi. Acum o să-l bag la loc și o să vedem cum se prezintă. No, bine, hai să încheiem. Punem frumos sticla, curățat-o, fixăm. Mamă, ce fain e cu sticla. Potrivește aproape bine. Aici așa parcă nu vrea să stea. Aici jos parcă e un pic umflat. S-am observat și când am asamblat-o. Și asta cred că din cauza ecranului, panoului LCD, care este foarte gros. În fel, sticla se așeze foarte, foarte bine. Ta-da! Bun, asta este rezultatul final și să-i dăm drumul. Acum am dezlipit și am relipit, cum îi zice, filtrul ăsta polarizant, dar mi-a scăpat aici o bulă și aici unul sus. Cred eu că e un firicel de praf. Dar arată super tare. Dau drumul și la asta. Deci, Byvert chip-ul chiar își face treaba. Chiar arată foarte bine. Se vede mult mai bine. Ce mă bucur, stingem lumina, este că n-am stricat ecranul, deci chiar se vede mult, mult mai bine. Mult, mult mai bine. Păcat că nu reușesc să surprind chestia asta video. Se vede mult mai bine. Da.
Nu a ieșit chiar cum mi-am dorit, dar sunt foarte mulțumit de rezultat. Să prindem mina. Meserie. Și curios cât o să țină bateriile acum. Totuși, pe nou este de LED-uri. LED-urile nu prea consumă. Foarte, foarte frumos. Acum, aici nu îmi place mie. Parcă are un pic de burtă. Am simțit-o. Nu stă asta. Dar nu stă la nivel cu restul. Și asta zic eu, mi se pare mie că are burtă. Am renunțat chiar și la banda asta. Să mai studiez problema. Dar, momentan, cine are un Game Boy cu ecran luminat în spate și poate să se joace noaptea? Numai bine!